Ce părere aveți despre horoscop? Da, e bine. Pe o parte, ce am auzit și de la tineri ca voi, că e bine. Da. Nu, nu mi s-a potrivit, e numai minciuni, totul minciuni. Dar de ce credeți că atât de multă lume crede în el, în horoscopul ăsta? Lumea e multă prostime. În țara românească sunt foarte mulți prostimi. Mai uitați pe el vreodată? Ne mai uităm. Se spune că va fi un an greu, un horoscop pentru România în 2018 ăsta. Nu știu, credeți că putem să facem ceva, să influențăm horoscopul sau ăla e horoscopul, nu avem ce să-i facem? Ăla este. Noi, de rând, nu avem ce facem. Nu putem să luptăm cu horoscopul? Nu. Împotriva horoscopului, efectiv, nu se poate lupta, nu? Dacă horoscopul... Adică nu avem cum să zic asta, n-ai cum. Chiar dacă ai vrea, și eu și tu... Sau că ne-am adunat, n-ai cum să-i scoți pe ăștia din nou. Le-a intrat, deci merg pe premiza aia, așa că... Nu se poate. Ca la aia bătrâni, dacă le-a intrat în cap aia, păi pe aia o faci, o țin în continuare, n-ai ce să le faci. Spuneți că chiar dacă noi doi ne-am gândit cum să schimbăm horoscopul din 2018, n-avem cum. Pe, nu, chiar... Trebuie hohotări. Nu, de sus, de acolo. Lumea e multă prostime. În țara românească sunt foarte mulți prostimi. De ce credeți că am ajuns? Nu știu. Și am ajuns să cred... Sărăcii, din cauza la... Și am ajuns să... Au luat în cauza la sărăcie, la depresie, la chestii de-astea. Crede în horoscop, mai spune că câștigăm la loto, cine crede, știe? Crede, dar n-ai văzut, pe noi, de exemplu, n-ați văzut că crede și în oricine, n-ai văzut. Sună, pac, merge pe acolo, ca să facă orice că crede. E lumea care nu gândesc bine. Cum fac ei predicțiile astea? Pe ce păi face, pe, nu știu, cum le mămăși la televizor, așa că e zodia, știi? Când e zodia, că azi întâlnești o tânără, că e iubire dragă. Ai întâlnit vreo tânără? Dun, n-am întâlnit nimic, azi, uite mă ce mi-a zis mie și dun, tot aiurea, știi? Nu știu. Dar cum fac? Ați înțeles cu planete sau cum? Planetic să sucește la 1000 de ani și vine că pică zodia, că pică așa, ai pe zodia asta pe ani de zile. Nu știu, nu. Când era, încă nu v-a picat. Nu mi-a picat, înțelegi? Nu mi-a picat. Bă, cine știe anul ăsta? Poate o pică anul ăsta să vii cu mai cu succes. Avem puterea să schimbăm horoscopul? Nu cred că avem puterea, dar ideea e să fim optimiști, adică să... Ce o spune? Înainte. Orice ar fi. Orice ar fi. Nu putem să luptăm cu horoscopul ăsta, anul, va fi un an greu pentru România. Bă, adică normal, așa o credem toți. Greu de acolo, pe aia să-i dăm jos, ca să terminăm cu horoscopul, cu golanea de acolo, ca să nu mai fie... Credeți că stabilește horoscopul în România? Toate panoramele care s-au scos, că ele sunt ilustrate, că ele prevestește peste noapte că ce s-a întâmplat în țară. Păi dar de ce brânză, mă scuz de expresii, că până acum n-ai zis că e cu tremurul de nu știu când, cum a băgat și băgarul de la Brăila. Că, vezi, Doamne, că se bagă vreun de ăsta la altul, unde a zis, seism puternic, nu știu, bagă panică între ăștia bătrâni, că între mine și noi nu ar cum să bagi. Nu are, corect. E lumea care nu gândesc bine. Deci, din cauza asta spuneți că credem în horoscopul ăsta, că suntem un pic mai așa, mai... Suntem foarte jos. Spune că e rău, avem ce să facem, să evităm să nu mai fie rău? Nu. Ce e lăsat de sus, aia este. Aia este. Dacă e rău horoscopul pe anul ăsta, aia... Aia e, da, de sus. Trebuie să luăm ca atare horoscopul, cum este, nu putem să ne luptăm exact, cu el. Da, corect, așa este. Da. Și să sperăm că la anul... Da, nu știți că la noi asta e speranța. Cred că politicienii nu sunt mai bolovani, nu că bolovan, așa, de la un cap la altul. Ăștia acum s-au văzut acolo, au promis una face alta. Peste noapte nu știe ce să gândească, să iasă. Vezi, Doamne, tot deasupra, dar n-are cum, doar dacă ține să meargă. Ei au vreo treabă cu horoscopul ăsta, polcenii, sau? Nu, n-au nicio treabă. Nu hotărăsc ei ceva? Nu, n-au nicio șansă. Dar cine hotărăște? Că am văzut că știați un pic cine e în spatele horoscopului. Din spatele horoscopului nici eu nu pot să știu care s-a mafiat mafia asta, care a influențat, nu a influențat-o, dar scos-o. Nu bănuiți așa cine ar putea să fie? Păi nu pot să bănuiesc, că dar fac și eu nu ghicesc. Nu-s prevestitor ca să ghicesc noaptea, să pot să le pun în plan noaptea. Numai ăștia noaptea le visează și a doua zi le pun în aplicație. Dar e o mafie și în spatele horoscopului. S-ar putea să fie vreo doi. Vorba lui ăla, că a întras un los în plic și zice, ce crezi că-s chiar? La muncă, înțelegi? Vorez, să trăi.